Super! Uite ce poză faină a postat Maria! E la munte! Hai, lasă-mă! Mai bine privește aici la TV! Uite ce film interesant! Unul pe telefon, altul la televizor! Ăsta doarme! Incredibil! Da, opriți-vă odată! Am făcut sute de kilometri ca să ajungem aici! În inima naturii, la poalele munților, înconjurat de păduri! Iar voi stați doar cu nasul în gadget sau vă ocupați cu prostii! Cască! Ian, dă-te la o parte! Nu văd la televizor, că nu ești de sticlă! Da, treziți-vă odată! Deschideți ochii larg! Priviți ce este afară! Ce aer curat! Iar voi stați pe canapea sau în pat! Cât de fain ar fi să mergem afară, să vizităm împrejurimile, să ne plimbăm prin... Ce-a fost asta? Vrei să facem pauza challenge? De ce nu? Putem să încercăm! Mhm. Asta pauza challenge a fost! Ce bună idee! Tati, ești de acord? Cu challenge? Eu sunt de acord, oricând. Mie nu mi-e frică de nimic. Doar că te recomanda să o împărțim în mod egal. Atunci pregătește-te! Începe distracția! Să înceapă odată, dar ridicați-vă inițial fundurile de pe canapele și de pe paturi. Bine! Atunci eu pe toți vă aștept afară. Îi voi scoate pe toți afară și apoi îi voi ademeni pe toți undeva unde nu vom fi noi singuri. Să nu mă distrez doar eu pe seama lor. Nu înțeleg. Nimic nu iese. Pauză! Dacă vreți să mergeți la distracții, potoliți-vă odată și nu mai săriți atâta în pat. Play! Ei, ăștia niște recomandă, nu ia. Elisa, chiar atâta timp să te gătești, până apucă seara. Dar mai am un pic, maxim jumătate de oră. Cât? Pauză! Miroase ars! Play! Hai mai repede! Ce s-a întâmplat, tati? Nu știi că voi arde părul! Pauză! Și așa te voi lăsa? Cel puțin jumătate de oră. Poate-ți-va încremini mâna. Bine, îți promit că te pun pe play. Doar cu o singură condiție. Ne pornim deja, fără de ceaiuri, cafele și cappuccino. Și mai știu ce mai beți voi acolo. Play. Bine, nu mai foc. Deja mă doare mâna. Cum a început challenge-ul ăsta? Ei, copii, hai să mergem! Sunt curios unde vom merge. Sunt sigură că undeva unde e foarte fain! Pauză! Vom merge noi, iar tu stai acasă, cu papucul în mână.
Hai! Stai că am uitat cheile la mașină. Și de tine am uitat? Play! Unde ai pus cheile? La scățeară te-o ție. Undeva prin rucsacurile astea. Oh, aici eram! Pauză, tati! Iată așa! Să vedem acum cine se duce la plimbare! Noi sau tu? Ia-mă, băiat! Nu o plimba, să vede de ei! Pa! Hai, mami, descuie mașina! Stați! Dar eu nu am pierdut la mașină! Era la tati mână! Nu l-ai luat! Nu le-am luat! Mă duc să le iau acum! Iată unde erau! Cheile de la mașină! Pa, pa! Bine, hai și tu cu noi! Play! Și voi ați vrut să plecați așa, fără de mine? Dar challenge-ul! Apropo, am o idee unde ar fi fain să plecăm împreună cu copiii. La distracții. Gata, am cheile. Hai, puteți intra. Haide! Uite ce greu se mișcă. Lasă că eu facem noi acușa. Hai, tati, odată! Cineva și-a uitat în casă telefonul. Pauză! Mulțumesc pentru telefon! Noi am plecat! Pa, pa! Hai, să urce și el! Play! Mami, asta să fie pentru ultima dată. Și ieși din mașină. Dar ce? Vreau și eu la volan să merg. Ieși odată, mami. Stai să pun parcare. Lasă că vă arăt eu vouă. Challenge-ul. O să rămân eu așa în soare toată ziua. Și nu uita că telecomanda e la mine. Ai, unde vrei să ne duci? După toate pe care mi le-ați făcut mie, ar trebui să vă duc pe un vârf de munte și să vă las acolo pe toți. Hai, nu mai schimba și tu acum traseul. Nu-l schimb. Iată unde este destinația noastră. Oh, aici, la dinozaur World Transylvania! De când îmi doream să ajungem aici. E sigur! Da! Iar acum, pauză! Vă pun pe play doar dacă veniți cu toții la Dinozaur World Transylvania pe 1 iunie! Start! Da! Telecomanda funcționează și pe alte persoane? De foame. Știu că la acest restaurant este mâncare foarte gustoasă. Chiar acum plecăm acolo. Să umplem farfuriile. Salut! Lasă-i să facă comandă. Cât mai multe luați. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la noi. Cu ce vă servim? Carne de pui, carne de vită, virșli, salată, de toate! Atunci din toate să fie pentru voi astăzi. Mulțumim, noi așteptăm la masă. Dar tu ai să poți să le duci pe toate. Da, desigur. Bine, dacă nu, vă ducem noi ajutoare. Bine, mulțumim. Cu mult drag. A few moments later. Melissa, câtă mâncare ți-ai luat? Păi dacă mi-este foame. Atunci începe să le cari. Desigur. Ce bine arată. Hai că te ajutăm și noi.
Dar mie este sete. O, de aici. Abia aștept să mănânc tot de aici. Da, înțeleg că vă este foame. Haideți la masă. Ce bine arată. Iată, aici puteți mânca în liniște. Pe sigur. La cine e oare telecomanda? Poftiți furculițe, hai, îndrăzniți! Mulțumesc! Aveți aici tacâmuri? Bine că am ieșit din casă, muream de foame! Mami, dar de ce nu mănânci și tu? Acum nu-mi este foame, mănânc un pic mai târziu. Mami ți-aș recomanda să mănânci, pentru că ai nevoie de forță. La ce urmează? Dar unde e Crispy? Oh, ce bine arată! Pauză! Știu că arată bine și e super delicios! Delicios! Poate mi-a zis, poftă bună! Poftă bună! Oare să te las să-l mănânci? Sau? Stai că am altă idee! Ionuțu, te rog, transmite-mi salata de varză. Mulțumesc. Ce vrei să faci, să mănânci? Să știi că este foarte delicioasă. Asta am zis și eu, este foarte delicioasă. Doar că o va mânca Melisa. Play. Mami, am vrut Crispy să mănânc. Mănâncă tu salata aceea. Stop! Imaginează-ți că faci schimb cu Ionuț. Poftă bună. Play. Ionuț! Și ce? Am rămas fără niciun Crispy? Nu mai avem. Dar Virșli, preferații mei. Sper că acum mă lași să mănânc. Yeah! Ia privește, un leagăn. Vreau să mă relaxez în el! Aha, du-te, du-te! Chiar se duce! Ha, tati! Pauză! Mami! Ce e Mircea? Vine să mă ajut cu ceva! Hai că vin! Ce vreau să fac? Ce e Mircea? Îl îmbrăcăm pe tati cu acest balon! Ok, te ajut, dar pentru ce? Vei vedea imediat! Dar nu aveți nicio șansă! Tati nu o să încapă în el! Nu-ți face griji, Melisa! El a slăbit 4 kg în doar 3 zile cu programul de sănătate! O să încapă și încă și loc o să rămână! Tati? Stai că mă dă pe mine jos! Încape? Încape! Și Mircea, ce trebuie să facem mai departe? Foarte simplu! Să-l dobor la pământ! Am înțeles, stai că-mi fac vânt. Iar acum, pauză! Nu uitați să vă notați în agendă data de 1 iunie, pentru că organizăm o întâlnire cu abonații la Hațec, la dinozaurul Transilvania, unde vă așteaptă distracție și multe surprize. Mai multe detalii găsești în comunitate și pe Instagram. Play! 3, 2, 1 și hai, mami, cu toată viteza! Hai să dau tati! Să rămâi așa! Te ducem până la mașină! Hai, mami, ajută-mă! Eu zic să-l oprim! Văd că cam s-a înălbit la față! Să nu vomiți pe aici, cumva! Bine! Play! Vomitește totul! Nu mai pot! Ți-a plăcut? Mai vrei? Las că mai vreau! Mai vrei? Hai, tati! Perfect! Te răstogolim așa? Fără minge! Mă răstogolesc că simt! Tati, oprește-te! Uite cum l-a amețit! Nici nu se poate opri! Tati! Uite, l-am adus încoace ca să se distreze lumea pe seama lor, dar se distrează pe seama mea. Las că vă arăt.
Stai, că tati s-a pus pe gânduri. Ceva s-a oprit el acolo, oare ce pune la cale? Mami, am o idee! Ce idee ai, Matei? Oh, asta da idee! Bravo, Matei! Tati, pauză! Mă dă pe mine jos! Hai, tati! Și acum lovitura anului! Yeah! Îți place? Masaj la spate! Haideți să schimbăm jocul! Play, tati! E acum și vă arăt un bău! Pauză! Ce vrei să-i... Vă arăt acum și bău! Așa, stai aici. Asta, mă arăt. Ce zici, mami? Să fii pe post de țintă. Iar noi să țintim în tine cu proaștia. Tati, dar nici barbarii nu făceau așa. Asta e tortură. Tortură? E ce mi-ați făcut voi mie? Asta e Angry Birds. Ți-a mers! Din ținta asta! Tati, fii atent! Iarăși! Asta, arunc cu mâna! Tati, nu părinte așa! Nu, tati! Gata, eu nu sunt de acord cu asta! Tu trebuie să te oprești! Știi ce? Dacă mai zici ceva, te pun pe tine pe pauză și te arunc de pe proaștie. Cum mai sunt sajini ăștia? Mihare! Dar știi ce? M-am plictisit! Play! Toate, stai că te prind! Pauză! Dacă mai zici ceva, te pun pe pauză până la finalul challenge-ului. Play! Uf. Mircea, pauză! Așa. Și vei dormi? Uite așa aici. Acum să-i găsesc pe ceilalți. Play! Ha! Nu mai atingi nici o oiță astăzi! Și... play! Dar încearcă să le atingi dacă poți! Ele se sperie! Hai, fugi! Oh, barca! Pe cine să mai pun pe pauză? Hei, dă-mi telecomanda! Mircea, dar tu ce, nu erai pus pe pauză? Păi tot tu m-ai scos! Dacă pui pe cineva pe pauză, celălalt automat se pune pe play! Ce? Mulțumesc pentru telecomanda! Banca, bărcuță, banca, bărcuță! Matei, pauză! Ne vedea acuș! Tu să te dai pe barcă! Așa e mai bine, nu? Play! Lasă ca să te pun și pe tine pe pauză. Telecomanda este la mine! Să mă relaxez puțin. Aici e perfect. Ce telecomandă interesantă! Ce e butonul ăsta? Să apăs! Nu! Ce s-a întâmplat? L-ai pus pe Mircea pe pauză, mulțumesc de telecomandă! Serios? Serios!
Iar Mici acum vreau să-i se dai pe topogane. Ia, stai, stai un pic. 3, 2, 1 și... Așa! Dă-l mai tare! Suntem dacă... Până cade jos! Dă-l mai tare! Ce, Mircea? Vrei mai tare? Gura de ochii tăi? Așa zi! Așa! Bravo! Pa, pa! Eu îmi recomandă! Ce-o fi ăsta? Un leagăn imens? Vreau să mă dau pe el! Doar că mi-e cam frică! Ce tip că nu mă vede nimeni! Deci pot încerca! Mă dau foarte încet! E cam tare! Uța! Uța! Elisa! Ce faci? Dai leagăn? Vrei? Mai tare să dau! Nu, nu, nu! Eu cobor! Stai un pic, stai un pic! Dar dacă te pun pe pauză... Nu, nu! Da, da! Iată cum să vezi tu! Așa... Așa... Așa, Elisa! Te dau! Până facem soarele! Și încă mai tare! Tati, pauză! Aaaa, cum te cobor de aici? Tati, oprește! Tati, oprește, ți-am zis! Matei, pune pe play! Să oprească leagănul! Bine, bine, play! Ce, Mirisa? Vrei mai tare, da? Nici într-un caz! Trebuie cumva să plec jos! Și mă tare! Rămase singur! Pauză! Wow! Vreau să escaladez muntele! Așa! Mami, pauză! Ei, Matei, Matei, vino încoace. Avem o idee cum să folosim noi telecomanda noastră pe cei care vin în parc. Tu știi, recent a venit în Australia Celia, care cântă piesa aceea, trag aer în piept. Și ei acolo sărbătoresc ziua de nașterea lui Angelu. Pe băiatul ei. Și ce zici să-i punem acolo pe toată lumea pe pauză, a? Și să le mâncăm tortul. Matei, ai vezi? Hai, te recomand așa am plecat. Luăm și fetele. Uai, uite cât este de fain să sărbătorești ziua ta de naștere pe cea mai înaltă masă din România. Și acolo. Cu așa peisaj, Melissa. Da, super. E fantastic. Fetelor, uite acum vom sărbători cu toții împreună acolo. Da? Da, și ne-am gândit la un prank. Să mergem. Păi cum, tate, mergem așa la străini, neinvitați? Ce străini? Sunt din Australia! Crezi că acolo nu avem abonați? Și mai ales că sunt români mutați în Australia și care au revenit în țară! Hai să-i vedem! Hai doar să mergem să încercăm! Ei sunt acolo sus, iar cele avea un cântec fenomenal. Trag aer în piept! Și zic să trag aer în piept, iar noi să-i punem pe pauză. Da, să vedem, să vedem cât timp pot ține ei aer în piept. Eu voi fi primul. Cum așa? Mircea! Ia, pauză! Ha, sau vei fi ultimul? Vom fi noi primii. Hai, Miha! Play, Mircea! Acum sunt primul de la urmă. Dar tu sunt primul. Pauze! Așa! Nu suflăm nimic, nicio lumânare, Angelo, la mulți ani în primul rând! Play! Bravo! La mulți ani! Mai vrei o dată pe pauză? Pauză!
Eu cred că e timpul să mai testăm o dată telecomanda noastră. Pauză! Sare, ardei, ketchup și muștar. Vini pe jorman. One eternity later. N-am găsit mami, în bucătărie s-a terminat. Play. Mircea adoră fotbalul, iar eu ador să-i fac prank-uri. Să vă văd. Hai Mircea, hai Mircea. Dar nu e corect! Așa e challenge-ul cu pauză! Lasă, Angelo! Data viitoare câștigăm!